Hai să facem un semn, să vedem la ce adâncime îi dăm cu cizelul, cu un tractor de 80 de cai, 82 de cai. Mi-e interesant și mie. Nu, aici pământul mai sare, eu cred că cam aici. Mai odihnește-te un pic. Nu, haideți să vedem ce reprezintă. Focusați deodată semnul aici. Haide. O fi incredibil. Da, e că nu cred că se vede 44, 45. Acolo e semnul. Nu punem, nu 45. Punem poate 40, mai sare pământ. 40. Nu, în principiu un tractor de 80 de cai, 82 de cai, eu cred că e minunat. În comparație cu arătura, așa se primește. Aici suntem pe o solă de 6 hectare, ca de la copaci până acolo. Un chisel procurat două săptămâni în urmă, m-a costat 1350 de euro. Și eu sunt foarte mulțumit de el la momentul actual. Nu știu, pe cu timpul, nu știu. E drept că pământul e foarte, foarte ud. Acum e primăvara lui 2022 și pământul e ud. Aici a fost recoltat două săptămâni în urmă, porumb zbruci a fost. Undeva producția de 8 ani, 8 ani jumate la hectar, fără îngrășăminte. Va fi semănat floare soarele în primăvară, vedem ceva de la Syngenta. Acum trebuie să pregătim pământul și am avut de ales de arat sau de dat cu grapa cu discuri sau de mers cu chisel. Nu am decis să mergem cu chisel, cred că va fi dată o lucrare așa ușoară cu grapa cu discuri și după semănat. E genial. Ca concluzie, aici este tractorul calătării. Roțele un pic slabe. Ce pot să zic? Totul e super. Ca concluzie, ieri am cizelat undeva în jur la 4 hectare. Dimineața am alimentat, ieri când m-am dus la lucru am umplut bacurile 120 kg. Azi când am pus iarăși motorină, cu tot cu drum undeva am încăput 60 de litri. Ceea ce înseamnă undeva un jur de 15 litri la hectar. Viteza de lucru undeva cred că în jur de 6-7 km. Nu știu precis că nu mi-arată, dar am calculat undeva o oră și vreo 10-15 minute maxim, cu tot cu margini făcute îmi ia la hectar. Pe când de la arat am luat 2 ore. Deci economii în timp. Plus motorină, eu personal am arat cu tractorul ăsta mai puțin de 25 de litri la hectar, nu puteam să mai puțin să fac economii. Anul trecut, țin minte, cu două tractoare de genul, câmpul ăsta de 6 hectare, o zi întreagă de dimineață de la ora 9 până seara la ora 6 l-am arat. Acum eu am început la ora 13 și acum e ora 17 și
jumătate și mai am o băcată, eu cred că nici n-a să fac o oră la hectar. Deci e genial, mie personal îmi place. Eu înțeleg că alții ară cu avioanele deja, dar pentru mine, un țăran vesel care a trecut de la... s-a pornit de la zero în primul rând și acum trece de la plug la cizel, eu cred că e genial. Eu sunt foarte, foarte mulțumit. Are 1,5 metri, 5 coarne, la 30 de centimetri spărnește una de alta. Adâncimea ați văzut în jur la 40 cm, eu cred că e și poți mai vrei de la viață, eu nu înțeleg cu 15, dar punem 20 de litri de motorină la hectar, asta e, și tractorul merge foarte de ușor, e super. Astea sunt plusurile, plusul că se duce adânc, economie de soliarcă și economie de timp. Minusurile e că pământul trebuie să fie foarte curat, altfel aici să mai pun resturi vegetale. Aici să mai pun resturi vegetale și să mai înfundă câteodată, dar dacă câmpul e curat, atunci el merge foarte, foarte bine. Și tăvălugul din spate, cam nu prea își face treaba, dar e ok, okay. Să mai, cred că să mai punem unul mic așa spate și atunci va fi foarte, foarte bine. Haideți că așa s-a lungit video. Sper că pe viitor o să mai pun video de genul. Ha. Salutare!